Bună ziua și voi începe foarte direct. Voi începe prin a spune că mi-am făcut o mare bucurie. Am cumpărat de la editora Contra Mundum și avem aici ceva date ale editurii. Aceste două cărți, Povestiri rusești de Crăciun și Povestiri rusești de Paști. De ce spun că mi-am făcut o mare bucurie? Am citit pe internet câteva recenzii și câteva prezentări ale acestor cărți și ar trebui să ne uităm puțin la cuprins pentru a înțelege de ce consider aceste două cărți, de ce le consider ca fiind foarte interesante. Păi să vedem cine a scris aceste povestiri. Este împăratul, țarul rus, împăratul Nicolae al II-lea, sunt la pagina 20, sunt niște amintiri ale lui, așa cum se petrecea Paștele în familia imperială rusă. Apoi, ca alți autori ar fi Leskov, Dostoevski, Kuprin, Chekhov, și n-ar trebui să mai spun nimic altceva, Mihailov, Shiraev. Cel puțin multe dintre ele sunt povestiri, iar altele sunt amintiri. Spre exemplu, aceasta de aici, care este împărțită în mai multe capitole, este o alu Volgin, Soarele în rolul principal. Aceasta este o povestire ceva mai lungă, dar am citit puțin din ce a scris țarul și mi se pare foarte interesant. N-am mai avut ocazia să citesc ceva scris de ultimul țar al Rusiei, dar mi s-a părut foarte interesant. În această carte cu povestirile rusești de Paște, am găsit și niște fotografii. Asta este acel cunoscut ou de Paște. Am impresia că sunt vreo 4 în lume, de culori diferite. Sper să nu mă înșel. Și aici sunt niște tablouri, sunt niște imagini, niște fotografii după niște tablouri. Și nu știu de ce, dar aceste picturi, aceste imagini după picturi, dar și modul în care sunt scrise povestirile, îmi aduce aminte de copilăria mea din sfârșitul anilor 70, începutul anilor, mijlocul anilor 80, în care citeam, copil fiind, aveam 10, 11, 12 ani, citeam multe povești de autori ruși. Nu vreau să se înțeleagă că sunt un nostalgic al comuniștilor, al sovieticilor și așa mai departe. Pur și simplu apreciez literatura rusă, îmi plac foarte mult autorii ruși, am în bibliotecă mulți autori ruși, am citit mult, Chekhov, Dostoevski, Tolstoi, chiar și din autorii ceva mai recenți din Rusia, și aici mă refer, am cartea pe birou, mă refer, fără nicio legătură cu celelalte două cărți, mă refer la Guzelia Hina. Bine, ea este tătăroaică, cred că e a treia sau a patra carte pe care o citesc de Guzelia Hina. Prima a fost Copiii de pe Volga, a doua Zuleia deschide ochii și aceasta a treia, deci am citit trei, Trenul spre Samarcand. Este o literatură interesantă și trebuie să vă spun că este complet diferită față de literatura europeană, cel puțin de la acea vreme, și mă refer aici la ce scria, la vremea când scria Tolstoi sau Chekhov sau Dostoevski. Cartea cealaltă, Povestiri rusești de Crăciun,
are printre autori pe Alexandra, care este Sfânta Împărateasă Alexandra, care a fost soția țarului, și am mai văzut aici, da, Olga Romanov. Olga Romanov este, a fost, de fapt, sora țarului Nicolae al II-lea și ea, de asemenea, fica, uite, scrie aici, fica țarului Alexandru al III-lea, urmărită, bineînțeles, de comuniști, a fugit până la urmă în Canada și unde a dus o viață simplă și a publicat o carte de memorii, Capitolele vieții mele. Sunt scrieri așadar interesante, sunt scrieri care nu pot fi foarte, să zicem așa, ușor de găsit în altă parte. Sunt povestiri care au 3-4 pagini și altele de întindere mai lungă. Par a fi în general amintiri și scurte povestiri dintr-o epocă poate de mult apusă. N-am citit niciuna, sau poate că am citit cel puțin printre povestirile lui Chekhov de aici, am citit foarte mult Chekhov. E foarte posibil să regăsesc aici ceva din ce am citit. Dar dacă mi-aduc aminte, bine, povestirile astea lui Chekhov aveau un anumit tiz așa de epocă, de vechi, de Rusie veche, arhaică. Da. Bun, eu le recomand. Editura Contramundum. Am dat pe ambele cărți în jur de 80 de lei cu transport inclus. Una cred că este 30 ceva de lei, cealaltă tot așa 30 ceva de lei, vreo 65 de lei amândouă. Transport prin curier 15 lei. Să ne mai uităm o dată, editura Contramundum. Aveți aici datele de contact, contramundum.ro. Eu le recomand. O să mă apuc chiar acum să citesc, chiar astăzi. Și sper ca această editură, pe site-ul lor am găsit mai multe povestiri interesante, mai multe volume interesante. Sper să continue în această idee de a aduce cititorilor, în limba română evident, niște texte mai aparte, mai diferite de acele texte comerciale pe care le întâlnim foarte des la autorii europeni, autorii americani. Interesante și acelea, dar acestea care vin din partea aceasta a Europei răsăritene sunt aparte, sunt altceva. Și aceste ultime propoziții pe care le-am spus sunt inspirate cumva din textele de la finalul cărților, de pe coperta finală. Mă opresc aici. Lectură plăcută!